Dragnea pune degetul pe o rană deschisă a României, Covesi radiografiază un sistem cu probleme uriașe. Direcția Națională Anticorupție va prezenta un studiu despre corupția în sistemul de sănătate, într-un eveniment care începe la ora 1500. La eveniment va participa și procurorul Faldna, Laura Codroa Covesi, dar și procurorul general, Augustin Lazare. La data de 8 mai 2018, începând cu ora 15 fix, la Sala Alba Iulia, Cercul Militar Național din București, Direcția Națională Anticorupție va prezenta un studiu urmat de o dezbatere pe tema corupția în sistemul public de sănătate. Analiza cauzelor DNA. Soluționate de instant prin hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2015-2017. La eveniment urmează să participe procurorul al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codroa Covesi, procurorul general al României, Augustin Lazare, reprezentanții ai conducerii unor instituții din sistemul judiciar, ai autorităților administrative din domeniu, ai unor asociații și organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății și al luptei împotriva corupției, precum și reprezentanții ai mass media, arată un comunicat al DNA.